Alături de mine este o persoană deosebită, un om special, este vorba despre Cere Icioba. Am mai fost noi la el în vizită aici în micul lui paradis, dar am zis că trebuie să vedem și cum a fost anul pandemiei. Trebuie să ne povestească despre tot, despre toate. Bună dimineața și bună dimineața, bună dimineața tuturor oamenilor din satul mare și din toată lumea. Uh, și mai ales pentru voi și mulțumesc foarte frumos că ați venit aici uh, de mult nu ne-am întâlnit numai așa trecând prin stradă, nu știu ce dar uh, e mai bine să mai întâlnim și să mai povestim. Într-adevăr, cum zici uh, a fost un an la toată lumea am greu dar uh, eu pot să zic uh, uh, să zic așa mulțumesc lui Dumnezeu că totuși uh, nu mi s-a întâmplat nimic grav încontră. mi s-au întâmplat niște lucruri extraordinare. Anul trecut m-am căsătorit Da? Din nou. Fericitări! În ianuarie m-am căsătorit, am luat de nevastă o, o fată, adică o, o doamnă mai. așa, care am iubit și ne-am cunoscut de ani de zile, dar uh, acum a venit momentul să... Nu ați avut timp. În anul pandemiei da, a fost da. lumea mai liniștită. A, totuși, nu, uh, nunta noastră a fost în ianuarie în Georgia. Uh, Chiar că asta ziceam că foarte interesant, și dacă în ianuarie am făcut și am simțit extraordinar, și în martie de deja... ianuarie, anul trecut, trecut, da? Da, trecut. deci nu da. acum. Nu, 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 ianuarie Aveți 2020. Deja un an de căznicie. Da, 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 exact, exact, da. Și a fost o, o, un nunt extraordinar de frumos, fai, foarte fain. Ce am dorit în viața mea totdeauna să am așa ceva. Că acum, acum a venit și mie. Tu nu ai mai fost însurat? Ba da, am fost, dar. Da, da, am, acum. Asta, asta a fost, cred că cel mai frumos din viața mea care da? Se vede că ești fericit, îți strălucesc ochii. Da, mulțumesc. Și da, nu, nu peste mult timp ne-am închis. Dar asta a fost un lucru extraordinar, că ne-am obișnuit unul cu altul, rig cu rigoarele noastre, cu problemele noastre. Uh, da, ea din Cluj, eu sunt aici, eu stau așa parțial aici, parțial în Cluj și, nu, și ea e tot domeniul culturii, e cântăreață cu muzică populară maghiară și dansatoare de tot așa în genul ăla, plus cântă, adică multe lucruri care, care face și ea și de ani de zile. Adică tu vrei să-mi spui că nu stați împreună, da, da, stăm împreună da. Când în când? Da, o jumătate de săptămână aici, jumătate de săptămână acolo da. Și ea vine aici și eu mă duc încolo da. Până când o să vină timpul să stăm împreună Că na, sunt niște lucruri care trebuie să mai rezolvăm în viață Mai ales eu, că eu mai am cât, câțiva ani și mă duc în pensie și atunci poate ne părăsești și pleci în Cluj, nu? Nu, adică de părăsit ca locuință mă duc în Cluj, dar de părăsit nu se părăsesc satul mare, fiindcă am datorii cu oameni foarte, foarte buni, cu care am colaborat în toată viața, adică toată viața, în 30 de ani cât sunt în satul mare. Și uh, pe ei nu vreau să vă, teatru și... Mai ales cu, pe doctorul Talian Cristian, cu care facem niște lucruri, proiecte extraordinar de faine, cu coti, relaxări pe, și ne ocupăm cu copii cu dezabilități și genul ăsta, cu teatru, piese muzicale și plus lucruri care aici mă țin totdeauna cu elevii, cu copii, cu tobele. Așa este, până la pensie mai este un pic, da. nu ne gândim încă acolo. Dar, ca și activitate profesională, 2020, cum a fost? No, am avut când am făcut căsătorie, când am căsătorit, am avut proiecte extraordinare în minte și am zis că o să facem lucruri mari. Însă a venit martie, ne-a închis. No, eu, care totdeauna am gândit. Așa, domnule, dacă așa s-a întâmplat, așa vrea Dumnezeu, nu mai avem ce de ales, trebuie să întoarcem placa și trebuie să facem ceea ce putem să facem. În, în Cluj am montat un studio mic și acasă, și am început să fac, să, să lucrez online. Adică online, preda, am început să predau ore online, am început să <coughs> fac înregistrări. Și iată că nu peste mult timp a apărut festivalul, festivalul Rămâi acasă, de la Budapest până la București, în fiecare festival a fost. <laughs> de așa de repede am intrat la toate, am trimis o grămadă de înregistrări, am, am cunoscut o grămadă de tineri că aia care sunt în vârstă cu mine nu prea au făcut multe, mai puțin s-au băgat în chestia asta, dar eu nu știu, mi-a venit lucrul ăsta să mă bag și... Nu, nu, că din asta am învățat un grămadă de lucruri, adică în anii 80 cândva, 70-80 am lucrat la televiziune, dar acum am reamintit lucrurile de studio și am început iarăși să lucrez acasă, două luni de zile, așa m-am sculat fiecare dimineață, parcă mergeam la lucru, yeah. <laughs> mergeam în, într-un studio și lucram câte 3-4 ore uh, înregistrări. Și trimiteam încă încoace, pe Facebook, pe oriunde. Și așa am găsit o, foarte mulți oameni care au vrut să se colaboreze cu mine, oameni care n-am cunoscut până acum și sunt foarte bine dotați în chestia asta, adică sunt, știu să facă multe montări, eu nu puteam să, să fac, nu mai am trimis și au montat, într-adevăr, că eu n-am avut cum să fac acest lucru, că n-am -am așa de mare pregătire pentru lucruri de acest gen. Și așa am, reușit să fac, da, cum zic, și din Ungaria, și din uh, Germania, și din România aici, au mulți care... Uh, la, telefon, mai ce da, hai că am văzut o, o haide hai te rog frumos, mai, ne băgăm, fac și eu, fac și tu. După aia am început 2, 3, 4, 5 oameni și am făcut-o împreună, așa, online, o piesă, două, Așa no, a ajuns la. Foarte bine că asta e important: să faci ceva, să nu te dai bătut, să nu crezi că s-a terminat totul, că vezi până la urmă asta poate să aducă ceva bun pentru viitor. Da, da, și chiar că așa s-a întâmplat. Acum mă refer mai mult pe soția mea, că soția mea, într-adevăr, dansa înainte, cânta, mergea la școli, mergea la, la, la locuri unde dansa și dintr-o dată s-a terminat. Ea avea acasă un saxofon care ține acasă de 2 ani și zic, tu tragă, dar tu ții saxofonul așa acasă? Zice, da, dar eu nu știu să cânt, da, hai să apuși să cânt. dar eu nu știu, hai. Nici eu nu știu să cânt la saxofon, dar însă <laughs> sunt profesor de tobe și știu cam cum să se prezea. Și am încercat să, și în două luni de zile am învățat să cânt la saxofon. Și zis, fiecare zi am pus acolo după masă și două ore repetiție. <laughs> Și am învățat, acum am învățat, nu profesionist, dar da. Dar datorită astea s-a întâmplat un lucru foarte fain, fiindcă când mai am întors acasă în satul mare, cu elevii mei care sunt cu, cu tobe africane și tot astea, am făcut o trupă care are Urban Tribal Band, și piesele alea care cântă soția mea, ăsta, piese magare arhaice, dar asta de fapt se găsesc și în, în, în repertoriul românesc, de, de, fapt, din anii 1700-1800, melodii foarte, foarte faine și arhaice sunt. Am cântat, am făcut o, un repertoriu de 13-14 piese și am mers și am cântat un concert la turnul <laughs> și așa s-a format truppa Urban Tribe Badman da Da. Am cumpărat un instrument care cred că e unic. Doamna este soția ta? Da. Cu saxofonul? Da. Auleu. Da, Cerea bojur, o cheamă. Și eu am, cump am cumpărat un instrument din Africa, un balafon, la care seamănă cu un silafon, uh, dar nu e silafon, ci, ci e un alt instrument foarte interesant. Totuși am aici, în, înăuntru, acolo. O să, dacă e, ar fi timp atunci, aș scoate, da, da. No. Dar spune-ne ce pe... Uh, Ai acolo o fițuică la care să tragi A. ochiul, așa? Fițuica Și... am... am uh... Am scris, de fapt, ceea ce povestesc acum și am scris câteva lucruri, nu cumva să uit. N-ai uitat nimic? Ai uitat? Încă nele. Până acum nu. E, e chestia aia cu, cu ce am co colaborat, aia am vrut să mai mult să zic. Am ajuns la Urban Tribal Band, am făcut, uite acum văd că am făcut o grămadă de înregistrări cu Roll Scream din Satu Mare și ăsta a fost în timpul pandemiei, fiindcă, adică în timpul, martie, aprilie, fiindcă acolo no, nu puteam să facem nimic și prin online, așa, ei no, zic, oricum, să eu sunt deja băgat în festivalul ăsta, hai să mai facem așa. așa, am făcut și am început să facem o grămadă de registrări, după aia uh, am mai făcut, uh, uh, la vară am mai făcut concert cu Gabriela Seikei, care, care am mai făcut așa înainte concerte, uh, Uh, na, da. Uh, ceea ce a fost acum de la toamnă încoace, uh, am avut un elev acum vreo 15 ani, nu știu, 15-20 de ani, Ișac Vlad, e, e acum unul din cei mai buni toboșari din țară și e și uh, internațional. E acolo poza, acolo a fost și elevul meu și a fost și invitatul meu la o vreme, acum câțiva ani. Și da, cred că ești foarte mândru să vezi unde a ajuns. Da, 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 da a ajuns în Germania, în altă țară, unde când cântat cu oameni mari. Și acum are un studio acasă și lucrează la, pentru televiziunea română. Și așa ne-am unit și noi amândoi și am început să lucrăm pentru televiziune, niște înregistrări super faine, tot online, că na, asta se poate face. În general, noi oamenii vorbim acum de anul 2020, anul pandemiei, ca și cum totul a trecut. Dar, de fapt, suntem tot acolo, că tot n-a trecut nimic și s-ar putea ca și anul 2021 să fie la fel. Uite, eu un singur lucru știu. Orice pare să fie orice să fie, eu personal știu că trebuie să lucrez. Până când pot să ridic mâinile și bețele și tot ceea ce pot să fac și ce am făcut. În 2020 am demonstrat mie chestia asta însuși în sus, în mate, că uite, dintr-o zi la alta pot să faci tot același lucru, numai că altfel. Acum, eu cred în asta mai departe, nu, nu cred că se va schimba altceva. Asta a fost datorită că între, între timp în tot așa din toamnă m-a contactat la Târgu Mersi, la un operare de rock și când acolo tot merg câteva repetiții, nu știu când o să fie spectacolul, dar repetiții mergem și tot avem, avem încredere că o să fie un operator care de fapt se leagă de viața mea din anii 70, că a fost o trupă extraordinară atunci în primul ăla. tot așa am scos discul la electrocord și no, se leagă de muzica aia, operator rock. Plus am mai făcut uh, înregistrările da, și ceea ce, ce, e foarte, foarte interesant, la vară, când am venit înapoi, au început repetiții la teatru, am dat repetiții, repetiții, spectacole, spectacole, până la toamnă, până când iarăși așa a început să închid. După aceea, ce se întâmplă? Ne-a închis, a venit doctorul Tolian Cristian și zice, uite că suntem cu chestia asta, hai să facem niște lucruri pentru copii, tu faci înregistrări, nu știu ce, și uh, facem o posibilitate să, uh, să ajutăm copii. Însă nici aia nu am reușit să facem până la urmă. Dar însă, acum, în 2021, am reușit în ianuarie să facem două tabere, adică tabere, zis, o săptămână, am ținut copii, copii care cu dezabilități, am ținut acolo și am făcut un fel de tratament psihic și tot de genul ăsta cu doctorul și cu doamna care era cu psihologa, și a fost extraordinar de frumos, văzând copiii cum vin și cum stau împreună. Chiar că știm că e greu, dar însă a fost un lucru extraordinar pentru mine. Când am terminat, acum mă pregătesc iarăși să fac alte înregistrări, alte lucruri, mai facem mai este un băiat care mai tot umblă aici și cu el facem niște, pune muzică și pe noi cântăm pe tobele peste și am mai făcut și la, la satul Marinfo niște înregistrări și asta am trimis și în altă parte și nu. De unde atâta ai energie? Cum de nu obosești? nu știu, și eu multe ori întreb că totdeauna am ceva în cap. Mi se întâmplă ceva, merg acasă, tot mă gândesc, așa se poate, nu știu de ce nu se poate așa, Să se gândesc ce o fi cu, dacă în, încerc. Eu nu prea mă gândesc că, acum dacă încerc o să iasă bine sau nu, că într-adevăr omul, omul om, poate să greșească. Am mai, am mai primit și eu uh, chestia aia, că uai, dar asta nu e frumos, nu e bine, nu sună bine sau nu. Zic, da, omule, dar încerc, uh, adică încercarea fără moarte, nu, adică fără, este nu, nu, nu merge. Și din cauza asta eu trebuie de să pun... Da, exact, mersi. Și asta am pus. Am pus bun, rău, tot felul de lucruri și altfel nu poți să tragi atenția nici oamenilor, nici uh, că, uite, faci un lucru care e interesant. Uh, și așa mi-a ieșit unul mai bun, unul mai rău, dar totdeauna am lucrat. Și asta fiindcă am m-am -am sculat dimineața și m-am pus lângă tobe și am început să lucrez în, în, în uh, studiu, mi-a dus o energie, o chestie grea de a fa să fac un, a, un pas mai încolo. Și așa, și uite, vai ce e, bine a ieșit, uite câți oameni s-au văzut, uite că aici am ajuns, uite că ăsta m-a sunat, aia. Și așa, una... Totdeauna... Se leagă toate, da. una după alta. Se leagă și așa, cred că asta îmi dă energie tu te enervezi vreodată? da, 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 dar numai că eu sunt un om nervos liniștit. Da? Da, da, așa, mă nervez în mine și așa. Eventual, te comporți totuși? Da, un tobe. da, un tobe sau... Da, cam așa ceva, da, un tobe, ca altceva. În altă parte, la cine se bat? Nu vreau să... Eu nu sunt un care să ceartă, nu nu-mi place nici ceartă, nici bătaie, nimic nu-mi place. Eu stau așa, dacă sunt foarte mult nervos sau mă simt foarte rău, atunci mă retrag în, în mine și ba, tobele sau mă gândesc sau... Deci, <laughs> cu, să... cu cât gălăgia e mai mare, cu atât <laughs> ce mai nervos. <laughs> Știi, interesant este, cât mai mare gălăgia, cu atât mai liniștit sunt eu. <laughs> Oamenilor le este dor de să meargă la spectacole, să crezi că acum ar, ar reacționa altfel publicul, pentru că avem această sete de spectacole, de... crezi că ar fi mai atenți, aplauzele ar fi mai intense? Acum e ș... eu, eu, eu un lucru cu care nu s-a întâlnit omenia deloc în viață. Eu, pur și simplu, am trăit 62 de ani și încă n-am întâlnit cu așa ceva, și nici bătrânii mei n-au auzit așa ceva. Acum, spectatorii și oamenii pentru cultură să vină să aude, eu, eu și cred, știu că este un lucru care, într-adevăr, ar fi bine și sunt dornic să vină la spectacole. Însă văd că lumea e, e frică, adică are frică foarte tare și uh, am observat că noi dacă spunem să vină la spectacol, uite, sunt atâta scaune, atâta locuri, nu știu ce, dar uh, am și am văzut că din păcate a venit mai puțin mai puțin, dar altă dată au venit mulți. Acum nu zic la toate spectacole, dar am observat că de frică și, și o altă chestie. Acum o grămadă de spectacole a ajuns la online, de pildă de la teatru, de la filarmonică, tot anul. Acum omul stă de acasă și se uită din, din fotoliu la televizor și uite același acela spectacol. este la fel. Știu că nu este la fel. Chiar că e, e, simțul ăla de, de a fi acolo live, ăsta e un lucru extraordinar. Ăsta știe toată lumea. Dar e frica și să mă îmbrac și să mă rug și nu știu ce, ăsta e o mare, mare problemă. Precis că dacă, dacă de azi încolo ar zice, uite, ia masca jos și ești liber și faci ce vrei mai departe, ar schimba mult. Dar până când există chestia asta că vine valul 3 sau uh, astăzi des mergi la școală, pui nu mai mergi la școală și chestia asta totdeauna ține în frică oamenii care, care nu mai are încredere nici în ei însuși. Nu, mai, nu, mai știe, nu mai știe lumea unde se meargă, ce să facă. Asta și în cultură, că merg, dar toată lumea așa mai retras și asta din cauza cauza pandemiei, cauza problemelor astea politice care, care s-a amestecat cu toate astea, e o, o nebunie totală. Din păcate, asta se afectează și oamenilor, spre, spre oameni care ar trebui să vină la spectacole, când mai este. Nu zic, la noi, în vară, la vară, când am făcut cu Urban Tribalben și cu cât am cântat la vară, a fost spectator vară. Acum mai puțin. Cred că oamenii s-au schimbat în rău sau un bine. Pentru că este o schimbare. Da. Da, e o schimbare mare. Mare schimbare. Niciodată n-am trăit o schimbare de asta. Este rău sau în bine? Cum, uh, cum vezi tu uh, oamenii pe care îi cunoști, pe care îi întâlnești? Cum îi simți? Eu, eu nu vreau să jignesc pe nimeni. Nu, primul și primul rând, nu vreau să spun despre oamenii că s-a schimbat în rău. Însă, însă, un singur lucru există. Numai, adică, nu mai este încrederea aia. Care, care a fost înainte între noi. Adică eu, eu, eu sunt în stradă sau merg merg undeva la cineva. Eu nu, nu mai nu mai pot. Și asta tot din cauza asta. Adică uh, amestecat, uh, amestecat politica cu pandemia. Asta iarăși din cauza asta, fiindcă uh, mergi merg undeva, vrei să vorbești cu cineva, dar toată lumea e, e, se se se, se separează. Da, da. Și asta nu e bine. Eu zic că nu. Dulna pe cont propriu, da, individualist, doar nu pentru el. Da, nu e rău, nu e rău. nu e nu vorba că s-a schimbat el în, spre rău, că altfel să. Dar da comportarea asta nu-i bine și cred că nici pentru mine, nici pentru altul cu care vreau să mă întâlnesc sau vreau să stau sau vecinii de unul de celălalt mai sunt așa mai departe, mai așa, dacă faci ceva, ți-e frică nu cumva să se să, să, să undeva, să spună că uite ce a făcut ăla, sunt cazuri, acum tinerii, tinerii, tinerii sunt afectați cel mai tare, fiindcă ei n-au unde să-i dacă fac un, un chef acasă, imediat vine vecinul și gata. Da. Și acum, nu zic că și tinere sunt de vină, fiindcă gata, și ei cu baba, utura ba asta, bala, ba uh, o să iasă, că nu poți să faci chef încet, așa. Dar totuși trebuie să facă ceva. N-ai ceva, ceva. Oricum, oamenii ar trebui să fie mult mai înțelegători între ei. Ar trebui. Eu nu zic că nu sunt. Sunt. Acum, nu toți, dar sunt. Uh, dar. Problema asta există și asta nu-i neapărat zic că au schimbat oamenii spre rău în ei însuși, ci problema asta a făcut așa ca să se retragă așa și nu mai are încredere nici unul nici în celălalt. Așa. Toată lumea dă un pas în spate. Da, da, da. A, na, asta este. Eu așa cred că asta e un lucru care a venit cu toate nebunea asta. Uh, vin copiii spre percuție? Tinerii? Da, da, vin. Acum și la mine vin mai puțin, dar și eu, și eu, cum am zis înainte, din două motive. Primul motiv că unul la Cluj, nu mai predau așa de multe ore, că și la Cluj predau și am și colaborare cu facultatea și așa acolo predau. Când mă duc acolo am câteva ore. Dar, totuși, vreau puțin mai multă libertate. Dacă se poate, că nu prea am avut. Nu prea ai avut acum, dar da. poți să ne, să ne cânti ceva da. pe aceasta, cum se numește? Hang Oală. Down. <laughs> da. Hang down. Se poate face ouă pe. Da, un, un instrument foarte frumos, foarte interesant. Asta e a doua, că am, am încă mai am una, și asta a doua care am cumpărat împreună cu soția la vară. Și e frumos cu se gânde. Eu cânt, acum cânt o piesă de relaxare, ok? Perfect. i-ar și mie. Adică e foarte nu, greu. Nu e așa de greu. Aici, ceea ce se întâmplă, trebuie să știi să lovești, trebuie să ai mâini foarte elastice, așa. Și trebuie, na, no, într-adevăr, trebuie puțin uh, uh, când bați, când bați, trebuie să iei mâna repede. așa. Da, da, da. Totul așa. Păi ar trebui să meargă la câteva se spăl într-o zi, ar trebui să meargă de cetele. Da. Foarte frumos sună, foarte frumos. Da, este un instrument uh, descoperit în 2000, am mai povestit de chestia asta, un savant din Elveția, Acum deja fac și alții, până în 2010 și el a făcut numai singur și acum încerc să fac și alții. este Hang Drum Solaris. Vorbește că eu fac fundalul muzical. <laughs> da. <laughs> și este un instrument orient, stil orient, că nu e chiar orient, stil orient, cu sunete excepționale pentru relaxare și se poate cânta pe străzi, chiar uh, indicat să cânți uh, <coughs> la bolnavi, foarte, foarte mult ajută la bolnavi. Când bine fiecăruia în casă o... Da, da, da. Cum ai spus că se numește? Hang -dram. Așa, un hang din asta da. că mm. relaxează. Da, da, e frumos, mai ales dacă cânți foarte frumos așa cu... bun, tu ne cânti acum uh, melodii de relaxare, dar da. de exemplu, poți să cânți uh, pe note sau poți să cânți o melodie, uh, de exemplu, să o reproduci. De... asta este un, un lucru care mai puțin note, fiindcă nu este acordat așa ca să fie, note. Este chiar pentru știi cum se poate, se poate explica, ceea ce iese din sufletul tău către oameni și către uh, adică ce vrei să transmiți către oameni o bază, adică o, o cânți așa, o pui pe notele, pe, pe sunetele astea care o, mm -hmm. o scoți. Mai se poate cânta câte o melodie care, care poți să scoți, dar fiindcă nu are atâta note și fiindcă e acordat mai altfel, nu se poate cânta o melodie nu, melodia, mm -hmm. cap la coadă oh. normal. <coughs> nu e pentru asta inventat, e inventat fiindcă se cântă numai ceea ce simți tu și să fie frumos pentru urechi și pentru suflet. Adică o melodie nu este ca și cealaltă. Nu, nu, nici, nic, na, nimic. Totul ce simți tu, aia când Și aia merge către oameni și este esențialul să se simtă oamenii bine în jurul tău. Îți mulțumesc tare frumos, mi-a făcut mare plăcere să stau de vorbă cu tine. Și eu mulțumesc foarte frumos că ați venit și îmi pare bine că v-am revăzut. Și e un lucru foarte important să nu mai vedem, să mai uh, vorbim, să mai gândim unul la celălalt și dacă există lucrul asta, nu se oprește viața. Eu mulțumesc din tot suflet că sunteți aici și sunt foarte bucuros că trăiesc și suntem Să ne întâlnim bine. sănătoși. Așa este. Dar mersi frumos. you